Când ați predat conducerea editorială a lui domnului Păcuraru, partenerul noastră, v-ați înscris la sector 1 PSD. Mai sunteți membru PSD? Nu, nu mai sunt membru PSD. Și m-am înscris în PSD ca să pot să o ridic pe Viorica Dăncilă să intre în turul 2, că nu era în stare singură. Și riscam ca Dan Barna să intre în turul 2, omul lui Coldea, să-l bată pe Claus Iohannis și să ajungem chiar cu omul lui Coldea președinte, se știe obsesia mea legată de nocivitatea lui Florian Coldea. Nu, adică pentru mine Coldea este mai nociv decât Iohannis, dar și Iohannis este foarte nociv. Aha. Domnule Sighiartău, domnul Cosmin Gușă descrie o operațiune prin care am putea vedea o tentativă de fraudare a alegerilor venită, culmea, din sânul PSD, dacă am înțeles corect, cu ajutorul unor structuri, mă rog, sau unor lideri de structură în rezervă acum. Nu, din PNL. Adică, PNL? Fraudarea se va face în favoarea... Stai să zică, domnul Sighiartău, cu cine fraudați alegerile, domnul Sighiartău? Deci, e clar, eu îl respect pe domnul Gușă, sigur, nu există niciun element. Dimpotrivă, eu aș veni și a spune că singura chestie care se va face la alegerile astea este ceea ce a patentat PSD la alegerile locale cu UDMR. Au dat voturi pe secții pentru a crește scorul UDMR-ului și l-au băgat în consiliile județene și locale. Asta au făcut PSD-ul, dacă vă uitați la nivel de țară și la Bistrița Năsău, dar a făcut-o și peste tot. La alegerile acestea vor face același lucru pentru Simion, pentru că își permit din plafonul de voturi pe care îl au, mai ales în județele unde controlează, să dea voturi pentru George Simion, să intre George Simion în turul 2. Ăsta e planul. Nu-și permit. Robert, ai dreptate. E posibil așa ceva, dar nu-și permit. Își permit 2-3%. Cosmin, pentru că au de unde. Au, pentru că ăla-i bazinul lor. Vreau să pun o bombă aici pe masă, dacă tot m-a invitat Denis și a fost atât de elegantă. Încă o bombă, domnule Gușa, asta, după asta una, cu fraudă, da. Mai vedem da. Una? Da. Mă rog. În anul 2019, Viorica Dăncilă nu putea intra în turul 2 fără sprijinul PNL. Am discutat de multe ori despre aceste informații. La realitatea dumneavoastră, de numărate. Mai le punem încă o dată pe masă. PNL a executat o operațiune în 2019, de care operațiune acum ei acuză pe cei de la PSD. Atenție, eu nu spun că nu e posibil să se întâmple chestia asta. Dacă s-a întâmplat cu EBA, dacă s-a întâmplat cu Dăncilă, dacă s-a întâmplat cu UDMR-ul, așa e, la locale, la europarlamentare. Se poate întâmpla oricând, pentru că democrația românească este inexistentă. Noi trăim în securistan. Dar eu nu asta vreau să spun. Asta face credibil și operațiunea pentru Ciucă. Dar e prea mare nivelul. Deci, la fel cum e cu Sordan, a câștigat cu un scor neverosimil. Nu există chestia asta. Unul din doi bucureșteni să voteze un incapabil. Nu se poate. N-a decăzut atât de mult Bucureștiu. Acolo a fost o operațiune specială, dar a beneficiat de alte auspicii. Nicușor Dan avea totuși un 20%. Beneficiat de sprijinul public, exprimat public de către ambasada SUA prin doamna Cavaleț. Și mai mult decât atâta, PSD a fost de acord cu Blat. Pentru că vrea să-l facă pe Gabriela Firea, nici PNL-ul n-a fost foarte aspru să-l susțină. Deci PSD a închis ochii să iasă Nicușor Dan primar? Da, toată lumea, PSD-ul și PNL-ul au închis ochii ca să iasă Nicușor Dan primar. Dar era firesc că doar PNL-ul a făcut primar cu Nicușor Dan în 2020. Cine s-a dus în vizită la Claus Iohannis? Nicușor Dan. Și Claus Iohannis l-a girat împotriva lui Firea, că se scapă de Firea. La vremea respectivă ne spuneați că domnul Ludovic Orban a fost frică de domnul Dragi Bogdan că îi va lua partidul și l-a pus pe Nicușor Dan. V-ați schimbat opinia între timp? Păi da, nu mi-a schimbat deloc opinia, dar când am exprimat această opinie, șeful lui Ludovic Orban era Claus Iohannis. Acum nu mai. Dar ce ne-a spus de la început așa? Păi aia cu Claus Iohannis l-a văzut public, că l-a primit la Cotroceni înainte cu două zile de alegeri pe Nicușor, deci, da? Deci orice pot să cred, minus că a ajuns Nicușor Dan primar în capitală pe Blat cu PSD. În acest an, da.
Bun. Menținerea lui Piezone în campanie, că a din voturile lui Firea. Faptul că nu s-a făcut numărătoare paralelă la PSD, e totuși sunt niște teme, că le-a convenit într-un fel treaba asta cu Nicușor Dan, probabil o fi sperat că o să piardă în justiție și nu o să mai fie primar. Bine, la nivel de PNL, pe cine vizați când spuneți cuvântul fraudă? La cine vă uitați? Doar la Iohannis. Doar la Iohannis? Da. Și din partid nimeni? Ei nu vor fi implicați în așa ceva, pentru că e o operațiune extrem de riscantă. Aici lucrează generalii din serviciile secrete. Din ce servicii secrete, domnule Gușă? Păi din toate, că dacă dirijorii... Bun, dar cineva trebuie să aducă la vot oamenii de la țară, adică sunt mai multe acțiuni aici. Cineva trebuie să se ocupe treaba asta, cineva din partid sau cum? Am uitat să spun etapa a doua. A, așa. În deosebire de Moldova, în Moldova n-a fost posibil o fraudă atât de mare la referendum și la alegerile din primul tur, Maia Sandu, Stoianoglu, pentru că acolo e mai democratic sistemul, nu există pe filiera de numărare instituția numită STS. În Moldova, procesele verbale se numără în secțiile de votare, se bagă în sistem și becul lor, CEC, cred că se numește la el, Comisia Electorală Centrală, le afișează direct. La noi se numără, se fac procesele verbale, eventual se inversează pe o cheie falsă, cifrele, cum s-a demonstrat între Joana și Băsescu în 2009, și merg în sistemul TTC, unde mai sunt amestecate încă o dată, și din sistemul TTC vin alt rezultat care este raportat la BEC. Singura țară din blocul euroatlantic în care există un asemenea sistem, deci o posibilitate mare de fraudare. Probabil că, mă rog, Klaus Iohannis pe asta se bazează. Dar, repet, faptul că PSD-ul are un candidat deloc întâi astăzi, nu știu dacă neapărat câștigător, dar deloc întâi astăzi și este președintele partidului, imobilizează să lupte împotriva acestui sistem pe care îl dorește Klaus Iohannis. Deci îmi spuneți că acum Klaus Iohannis, la final de mandat, acest președinte despre care mi-ați spus că este detestat de români, are totuși putere pe serviciile secrete să efectueze o operațiune de fraudă într-o așezarea lui Nicolae Ciucă într-un lucru. Da, pentru că generalii sunt foarte slabi și corupți. La ce structură vă referiți acum? Eddie Heldy, când a plecat de la vârful SRI, a plecat din cauza unui conflict acut cu Klaus Iohannis, a procedat corect din punct de vedere instituțional, pentru că el a fost numit de Iohannis la SRI, certându-se cu Iohannis, a plecat de la SRI și l-a lăsat pe Iohannis să fie directorul de facto al SRI. Vreau să înțeleg cum face STS-ul, pentru că oamenii numără de mână voturile, completează procesele verbale și le urcă în platformă. Cum se întâmplă după aia frauda? Păi, într-un sistem aproape similar cum s-a întâmplat în Statele Unite în 2020, că acolo sistemul Dominion a funcționat la fel și s-au găsit... Dumneavoastră ați învățat-o pe doamna Șoșoacă de sistemul acesta? Eu am învățat pe român de sistemul acesta. Dacă ea m-a urmărit, e bine. Măcar repetă. Așa ne-a spus că prin acest sistem a pierdut la 5% la europarlamentare. Eu cred că prin sistemul STS se pot realoca voturi. De asta și eu sunt convins. Un om care știe acest lucru și ar putea să-l spună este fostul director al STS, Marcel Obriș, care ca prin minune, de când a ieșit la pensie, are niște dosare penale care îi se tot renoiesc an de an ca să poată să tacă, să stea cu minte, dar nu-i chema la audiență. Deci cum merge dominionul ăsta? Cum se realocă voturile? Vreau să înțeleg. Eu să încerc să aflu în perioada următoare, mi-am propus astăzi acest lucru, ca pe durata acestei campanii până la turul întâi să prezint cu date un sistem agregat, cum am făcut-o și în 2004, atunci când Năstase a fraudat alegerile în defavoarea lui Băsescu și altor candidați care au pierdut voturi, atunci a fost extrem de documentat. M-au ajutat și americanii, adevărat, asta nu e o minciună.
Năstase spune multe minciuni, dar asta cu americanii care au fost împotriva lui. Și nu e periculos să vorbiți de o fraudă dacă nu știți concret cum se întâmplă ea? Apropo de inducerea în eroare a opiniei publice? Nu e periculos și e logic. Un candidat atât de slab ca Nicolae Ciucă în spate cu un om atât de detestat ca și Klaus Iohannis, aflat la un scor de 8% înainte cu 3 săptămâni. Dar alegeți, n-are cum să crească de tură 2. Domnul, să știți că la mine în platou aici a fost Toni Grecu de la Divertis, știți, și ne-a zis că domnul Ciucă pare oricum minus slab, nu.